Așadar, continuăm cu Iona. Iona, vreau să... Te-am lăsat și ai zis că ai lucrat pe ieșiți și că nu avem nicio dificultate, așa? Și atunci gândim o problemuță. Într-un cartier sunt vile cu patru camere și cu șapte camere. Deci, într-un cartier sunt vile cu șapte, deci, cum am zis, cu patru camere și cu șapte camere. Deci, vile cu patru și cu șapte. În total, nouă vile. În total, nouă vile. Întrebarea este că dacă numărăm camerele, nu știu câte sunt cu patru, nu știu câte sunt cu șapte, dar un lucru știu, că dacă numărăm camerele, ele sunt, să zicem, 40 camere. Câte sunt cu 4 și câte sunt cu 7? Nu poți da răspunsul deodată, nu? Nu știu ce din aceste, oricum, începem să facem raționament. Să înțelegem, întâi trebuie să înțelegem problema. Deci sunt în total câte camere, câte vile am spus? În total 9. 9. Hai să facem 9 vile. Cu ce puneți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vile. Deci 9 vile sunt în cartierul respectiv. Ai vreme să pui ce? Numai 4 camere foarte tare, evident. Adică numărul minim de camere. Parcă ar fi toate, nu? Parcă ar fi toate cu 4 camere. Așa, să punem și pe asta pe lumea să vadă pe mine, da? Deci, 4 camere, punem mai departe, să vedem așa. Din lucruțele astea, noi înțelegem camerele. Bine, gândește. Oare câte camere ai distribuit? Dacă, deci presupui că ar fi toate cu 4, da? Toate 9 cu 4. 9 cu 4. Așa. 36. Cu 36 foarte bine. Ia, 9 ori 4. Scriu, da? Dai din voi. 9 ori 4. Deci presupune că toate sunt cu câte? Poate sunt cu 4 camere. Și atunci 9 ori 4, 9 ori 4, egal 36 camere. Da? Dar eu ți-am dat câte camere ți-am dat? Câte am dat? 40. 40. Deci am dat mai multe camere. Ce facem acum? Vedem câte camere are un plus 9. Adică ce face? Din... Stop, să vedem câte e pus tu. 2, 4, 3, 7. Da? E completat 7 și e pus-o de dată 3. Da. Deci ce trebuie să facem? Din 40 scădem pe... Din 40 scădem pe... Pe cine? Pe 36. Cât ai consumat? 36 și îi dau cu, cât fac, din 40 de 36? 4. 4. Ai 4 camere. Și tu, din cele 4 ai pus deodată 3 aici.
Da? Opa! Problema e bine dată? Nu. Nu, pentru că ai făcut o cameră, ai făcut un, o bine dată de cameră. Salut, tata, salut, Cristian. Uite, sunt la lecție, eram în direct cu ce, clasa 0 și vreau să ieși și numărul ca să vadă, dar acum am... Bun, bun, atunci cred că bine că n-ai răspuns întrebă. Bine, s-a consumat în moment. Bine, tata. Nu, nu, o să pun lecția cu fetița asta și o să uite că nu o să fie mai... Da? Bine, tata, bine, bine, tata. Ia, ia să vedem. Deci, patru camere. Ai consumat trei. Deci trei le-ai pus tu aici. Cât ți-a mai rămas dacă ai pus trei? Știi că este trei le-ai pus tu, patru au fost înainte. Cât ți-a mai rămas un singură? Problema a fost bine dată, spuneai? Nu. Nu. Trebuia să rămână încă trei ca să mai poți completa aici. Deci, cât de care trebuie să avem problemă? 40 a fost bine? Nu. 40 de. Ți-a rămas o singură, nu? Că tu ai luat trei de aici. Ai luat trei. Ți-a rămas una. Și ca să completezi încă trei, trebuie să fie încă două. Mai multe, 40. 10 și 2. Dacă ar fi fost 42, dacă eram atent și te-am 42 de camere, când tu ai pus un trei aici, ai consumat astfel, cât ar fi fost? 42. Ia să faceți scrierea corectă. 42 minus 36, cât face? 42 minus 36? 6. 6. Și acum 6 rupi în 3 și că încă un 3. Și dai și lui ăsta 3. Și mai dai dincolo încă 3. Da. Așa. Nu, nu, nu vreau să fac. Păi stai, nu îl greșeam, că deja ai dat 4. Deasupra tu pentru 3. Deasupra. Așa. 1, 2, 3. Ei, 3 și cu 3 și-ai dat 6. Nu s-au completat. Deci câte tine sunt cu 7 și câte sunt cu, 5? Cu 4, poate nu. Cu 7. Sunt 2 vile cu 7 camere și... Și? Până la 9? 7 cu 4 camere. Deci răspuns la prima problemă reformulată, răspuns corect. 7, 2 vile cu 7 camere și 7 vile cu 5 camere. 4. Cu 4 camere, corect. 4 camere. Dacă dădeam eu, hai să zic așa, că dădeam, am să dau o altă problemă, tot cu 9 vile, dar numărul de camere, să spun eu, 45 camere. 45, modific. Câte sunt cu 7 camere și câte sunt cu 8? Înainte am dat 42,
Acum dau 45. Trebuie să fie număr de camere
par. Așa ai văzut tu aici par. Ia să vedem dacă merge tot timpul. Că din par scădea pe 36, a dat 18. Și 18 sunt par. Important să dea la scădere, să dea la 36, să puteți aduce un multiplu din 3. Ca să împarte exact la 3 când... Vedeți ce fac ce ai făcut și tu? Am pus câte 3, câte 3, câte 3, câte 3. Deci este esențial ca după scădere să-l dea un multiplu din 3. Aici e bafta ta. Dacă ai prins... Dăm un alt exemplu ca să mă convinci că ești gândit foarte bine. Mai propune mie un problemă. 62. 62. 62. Deci urmează, să spunem așa, 9 vile cu 62 camere. Nu vedeai de-aia 100 de camere? Cine a avut 100? Și 100 de bani. Avea rost problema cu 100 de camere. Care e numărul maxim de camere pe care poți să-l dai? Poate ajunge... Când să vedem. Dacă fiecare cameră are maxim cu putință 7, dacă ai fost toate 7, ce s-ar fi întâmplat? Care a fost maximul? Ia să vedem care a fost maxim dacă ai pus la toate 7. Iată, asta e situația. 7 ori 9? 7, 63. Asta e. Maxim 63 poți să dai. 100 de camere e o prostie. Nu poți să fie așa. Deci numărul maxim... Vezi, e foarte interesant. Tu te interesezi de numărul maxim de camere și numărul minim. Numărul minim de camere este 36, e 4936, iar numărul maxim de camere este 7963. Deci joci aici cu numărul de camere pentru 9 vile, joci între cine? Între 36 și 63 s-a întâmplat să fie răsturnață lui. Foarte tare, da? S-a întâmplat să fie chestia asta de data asta. Deci, hai să spunem așa. Numărul minim de camere 36. Numărul maxim de camere 63, răsturnatul lui, cum ai spus. Ei, tu când formulezi probleme, trebuie să mă basezi tot timpul între 36 și 63. Da? Și un prim număr ar fi la 36 cu un singur 3. 36 și 3, 39. Când faci un singur vil, o faci cu 7. Apoi, 36 plus 2 de 3, plus 6, fac 42, apoi 45, 48, da? Și din 3 în 3 reușesc să faci problemele acestea. Ce îți las acum să mă informez mie, când mai stau de vorbă cu Eva, Eva acum și-a prospătat forțele și este gata să este de vorbă cu mine, da? Și cât face așa, tu te gândești să mă informezi îndată o problemă, două probleme, tot cu 9 vile, tot cu camere de atât, dar numărul, tot cu camere de 7, cu vile cu 7, camere și cu 4, dar mă interesează niște camere, să vedem cum începe problema să o fac, da? Știi bine că trebuie să plasezi cu numărul de camere între 36 și 63, da? Și formezi probleme
Așa cum ai dat-o cu 54, mai faci și alte probleme. Și ce să și le rezolvi? Gândește-te să vezi dacă mă pui în încurcătură, da? Și să aibă problema soluției. Așadar, această variantă de probleme este așa zisă metoda falsă ipoteze și e foarte des utilizată ca metodă de doctor. Nu ai nimic ca să știi, tot că tu nu ajungi